Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Cristina Dorobanț, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Până mâine dimineață, cea mai mare parte a țării, inclusiv litoralul și zona de munte, sunt sub alerte de furtuni și vijelii. Zi de mare bucurie pentru localnicii din Valea Zălanului, care astăzi sunt invitații regelui Charles la picnic. Vedeți imagini la știri. Iar turiștii veniți în Dumbrava Sibiului au redescoperit gustul preparatelor de acum sute de ani. Zi de mare bucurie pentru localnicii din Valea Zălanului. Astăzi, cel mai drag vecin al lor, regele Charles, organizează un picnic special pentru ei. Dar toate detaliile vin acum de la colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bun găsit, Adi, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor! Regele Charles al III-lea și-a petrecut prima noapte în România, aici, la moșia lui din Valea Zălanului. Este unul dintre locurile sale de suflet, vine aici de foarte mulți ani. Astăzi el a invitat în jur de 40-50 de săteni la un picnic care va avea loc undeva pe o pajiște de la marginea satului. Seara trecută, regele a ajuns aici în Valea Zălanului, după un lung drum de aproximativ 4 ore de la București până aici. A ajuns în jurul orei 21 și a fost întâmpinat de unul dintre bunii săi prieteni, contele Tibor Calnuchi, dar și de soția acestuia. În plus, aici, în spatele meu, la poartă, au fost foarte mulți localnici care au vrut să îi ureze bun venit în România. I-au adus flori, cadouri, iar câteva doamne chiar au îndrăznit să îl pupe pe regele Charles al III-lea. Un lucru neobișnuit, pentru că, în mod normal, sunt niște măsuri de securitate foarte stricte, mai ales acum, după ce regele Charles a devenit monarh al Marii Britanii. Vă vorbeam de măsuri de securitate, sunt foarte mulți agenți de la SPP și de la Serviciul Secret Britanic MI6 aici. Vor umbla după regele Charles toată ziua. Astăzi, în jurul orei 2, va avea loc acel picnic, iar mai apoi este posibil ca regele să iasă la o plimbare în pădurile din jurul satului Valea Zălanului, pentru că știm foarte bine, regele este pasionat de natură și îi place foarte mult să se relaxeze în plimbările acestea. Cristina, momentan atât de aici, vrei să îi transmiți ceva regelui Charles din partea ta? Îți mulțumesc, nu, Adi, mulțumesc frumos! De peisaje superbe, mâncare delicioasă și adrenalină cât cuprinde au avut parte turiștii care își petrec mini-vacanța la munte. Mii de români au ales zona Bran Moeciu pentru a se distra în weekendul prelungit de Rusalii. Un complex turistic din Cheile Grădiștei a fost luat cu asalt de oaspeți din toate colțurile țării. Aici a fost inaugurată de curând o pistă de bob care a devenit rapid atracția principală a locului. Ce marfă! Cristiana și Daniela, două prietene din București, au testat pentru prima oară pista de bob de la Cheile Grădiștei. În timp ce una dintre ele manevra sania, cealaltă filma momentele pline de adrenalină. O experiență inedită, super, superbă, plăcută. Adrenalină, dacă îți place adrenalina, este super, trebuie să vii să o încerci. O senzație foarte frumoasă, o senzație de adrenalină maximă și simți ca și cum ai zbura. Turiștii pot parcurge traseul de aproximativ un kilometru în cele 16 sănii create special pentru pista de bob, care pot atinge viteza maximă de 50 de kilometri la oră. Au niște senzori care când se apropie cel din spate nu dă voie, adică frânează automat, că se pot întâmpla multe lucruri. O tură cu bobul acum este 40 de lei și dacă fac 3 ture, 100 de lei. O experiență foarte plăcută. M-am mai dat cu bobul în Bușteni și a fost mult mai mic. Aici mult mai frumos. Mai venim. E super. Mai încercăm, sincer. De unde sunteți? București. Și ați venit special pentru mini-vacanță sau pentru... Mini-vacanță. Dacă am găsit bobul, zic, hai să ne dăm și noi. În complexul care se întinde pe o suprafață de 60 de hectare, turiștii au parte de tot felul de activități, de la plimbări cu ATV-uri și biciclete până la alunecare cu colacii pe pista de tubing. Care e senzația? De parcă cazi așa de pe munte și te lovești așa. Da, este distractiv. E adrenalină, îți place? Da. De unde sunteți? Din Câmpina. Și de ce ați venit tocmai aici, la Cheile Grădiștei? Pentru că e aerul curat și frumos și sunt oameni buni și frumoși. Nu v-a încurcat ploaia, nu? Deloc. Și după atâta mișcare apare inevitabil senzația de foame. În complex au fost deschise două restaurante cu specific românesc, iar capacitatea este de 1000 de persoane. Ce v-am pregătit noi este o tocăniță tradițională de văcuță.
este unul dintre cele mai căutate preparate, acompaniate de o salată de murături, iar după preferințe avem garnitură de mămăliguță sau piure de cartofi. Și Maramureșul a fost o alternativă a litoralului. În localitatea Mara, turiștii s-au relaxat într-o destinație de vacanță spectaculoasă. Oaspeții s-au bălăcit în piscinele unui complex aflat pe versantul unui munte. Loc superb. M-a așteptat de mult să văd aceste locuri și chiar m-au încântat. Ați făcut baie? Cum e senzația în piscina infinită? E superb. Da. Multe poze și frumos. Este superb. Așteptăm și pe dumneavoastră să veniți aici. E foarte frumos în Maramureș. Acum ne pregătim să facem baie. Tarifele pentru accesul la piscină pornesc de la 100 de lei, iar pentru cazare prețurile pornesc de la 600 de lei cu mic dejun și acces la piscină gratuit. Avem piscină Infinity, avem încă o piscină jos exterioară și avem și piscină interioară. Avem cazare și restaurant. Turiștii aleg să vină aici pentru peisajele frumoase, mâncare bună și liniște. Pentru vacanța de Rusali, gradul de ocupare este de 100%. Cel mai bine se distrează la mare. Familiile cu copii, plajele cu spații de joacă sunt cele mai căutate în această mini-vacanță de Rusali. Colega mea, Raluca Sevastru, ne spune care este atmosfera acum pe litoral. Bun găsit, Raluca, te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! Atmosfera este una relaxantă și în cea de-a treia zi din această mini-vacanță. Ziua a început cu un cer înnorat, însă temperatura din aer este perfectă pentru plajă. În lipsa soarelui, turiștii profită din plin de aerosoli. Județul Constanța se află sub o avertizare cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață, însă, după cum puteți vedea, turiștii nu par speriați de prognoza meteo. Majoritatea sunt familii cu copii de toate vârstele, au venit în Năvodar pentru că aici au găsit cele mai multe spații de cazare care au facilități pentru copii. Vorbim de facilități precum piscină interioară sau exterioară și locuri de joacă. Este o mini-vacanță reușită și spun asta pentru că anul acesta, ziua copilului, s-a nimerit cu rusaliile. Așadar, cei mai mulți au ales să-și petreacă mini-vacanța în compania familiei la mare. De mâine însă, majoritatea vor porni spre case. Aceștia ne-au spus că vor pleca mai devreme cu o zi pentru a evita aglomerația și ambuteiajele de pe auto. Stradă. Atât de la Malul Mării, la revedere! Mulțumesc, Raluca! Pe litoral, stațiunile arată ca în miezul verii, iar plajele sunt pline de turiști, însă cel mai aglomerat este la Năvodari. De asta au profitat și administratorii barurilor, care au crescut prețurile cu 40%. Plajele din Mamaia Nord și Năvodare au fost tixite de oameni încă de la primele ore ale dimineții. Cine a ajuns mai târziu a mai găsit loc doar pentru șezlongurile de pe ultimele rânduri. Turiștii au jucat table, au citit cărți, iar iubitorii de sporturi nautice și-au petrecut timpul pe apă. Ne punem pe el și începem să vâsnim. E foarte relaxant, recomand. Alții pur și simplu s-au bucurat de soarele perfect pentru primul bronz. Cum e la mare? Foarte frumos, singura. Ce v-ați propus să faceți? Să ne relaxăm și să ne odihnim, ne bucurăm de vreme, de apă. Vă credeți că veți pleca și cu puțin bronz acasă? Puțin, nu foarte mult. E drept, turiștii care vor să stea în buza apei trebuie să bage adânc mâna în buzunar. În Mamaia Nord, prețurile la șezlonguri diferă în funcție de zona aleasă. Cine vrea să stea mai aproape de apă, scoate din buzunar 50 de lei de persoană. Mai ieftin veți putea închiria pe ultimele rânduri de lângă bar, mai exact cu 30 de lei. Ca anul trecut și anul trecut la fel erau tot 50 de lei. Pentru noi este în regulă, pentru 2-3 zile cât stăm. Decât să stăm pur și simplu pe cearșa. Dacă prețurile la șezlonguri au rămas la fel ca anul trecut, nu același lucru se poate spune de băuturi. Administratorii barurilor le-au scumpit cu 40%. Materia primă s-a scumpit foarte mult, adică practic s-a dublat. Am făcut niște calcule și am ajuns la concluzia că de fapt nu facem nimic dacă lăsăm prețurile pe băuturile premium ca și anul trecut. Un cocktail simplu costă peste 30 de lei, o bere la draft poate ajunge până la 21 de lei, iar prețurile la băuturile premium pornesc de la 49 de lei. Vă dați seama că sunt mult mai ridicate decât ar trebui să fie, dar merită așa de un sejur, să ne mai relaxăm și noi.
ați avut nevoie de vacanța asta? Da, da, cu toată pandemia și așa am simțit nevoia. Prezenți în acest weekend aglomerat sunt și salvamarii, care sunt cu ochii pe cei care se aventurează în larg când valurile sunt puternice. Și avem grijă de oameni să nu treacă de geamantură, să nu se nece. Sunt majoritatea turiști, din ce am observat, nu de aici, de pe la noi, dar înțeleg. Turiștii se vor bucura de vreme bună toată mini-vacanța. Până luni se anunță temperaturi de până la 23 de grade. Vești nu prea plăcute pentru turiștii aflați la mare și la munte. Revin în forță furtunile. Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme severă. Colega mea, Mădălina Bichir, se află la sediul ANM și vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Mădălina, te ascultăm. Bună ziua, Cristina! Bun găsit tuturor! Veștile nu sunt tocmai bune pentru cei care sperau că în această mini-vacanță de Rusalii vor avea parte numai de soare și de vreme bună, pentru că, așa cum aminteai și tu, avem în vigoare un cod portocaliu și unul galben, dar alături de mine este doamna Meda Andrei, meteorologul de serviciu, care ne va da mai multe informații. Bună ziua! Aș vrea să ne spuneți care sunt cele mai afectate zone de aceste coduri și cât vor dura codurile. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând, codul portocaliu vizează zona Olteniei, de asemenea din Muntenia, județul Argeș, dar și zona de munte, Carpații Meridionali în speță. Aici sunt cantități mai mari de apă care urmează să cadă, undeva la 40-50 de litri pe metru pătrat local. Izolat pot aceste cantități să depășească 70-80 de litri pe metru pătrat. Dar avem și un cod galben, un cod galben asemănător cu toate celelalte date în zilele anterioare, adică la care așteptăm intensificări de vânt, poate și căderi de grinină, caracter torențial. Și acest cod galben este valabil pentru sudul Crișanei, vestul, sud-vestul Transilvaniei, pentru partea de vest, extremitatea de vest a Munteniei. Aici, spuneam puțin mai devreme, averse, descărcări electrice, dar partea bună, durata acestora este destul de redusă. La mare este în vigoare în acest moment un cod galben sau încă? Nu, la mare este valabil, sau să spun așa, zona litoralului va fi ușor mai ferită, cel puțin partea de sud a litoralului, spre nord, în schimb, vor apărea nori. Și de asemenea, zona continentală, acolo este într-adevăr un cod galben în vigoare, tot așa până spre seară mai degrabă acest cod, pentru că pe parcursul nopții, bine, nu că ar conta, dar pentru unii care sunt la mare acum este important. Și acesta va ieși puțin mai repede din vigoare. Dar, per total, exceptând partea de sud-vest și de sud a țării, o vreme destul de liniștită. Știm că ieri au fost inundații în mai multe zone din țară. Care a fost cam cea mai afectată și la ce cantitate de apă s-a ajuns? Au fost în zona de Luroasă, în zona de deal și de munte a Carpaților Meridionali, acolo au fost cantități mai mari, de asemenea prin partea de sud-vest, sud-vestul țării, unde în fiecare zi am avut coduri și au fost cam 20-50 de litri pe metru pătrat, de fapt cam 20-40 de litri pe metru pătrat și doar cu totul izolat peste acești 40 de litri pe metru pătrat, undeva la 50-60 de litri, dar bine că a fost pe suprafețe reduse, partea proastă că și dacă se produce pe suprafețe reduse, efectele sunt destul de grave. Știm că mai sunt câteva zile din această mini-vacanță, la ce ar trebui să se aștepte cei care au plecat din București, dar și cei care au rămas în București. O instabilitate atmosferică mult redusă prin comparație cu ce a fost. Ușoară instabilitate s-ar mai menține prin partea de vest, de nord-vest, de centru a țării, în rest mai mult soare, dar și cei din vest, nord-vest, centru vor avea parte de soare. De asemenea, zona de... Pe de altă parte, turiștii veniți în Dumbrava Sibiului se bucură de un adevărat festin ca în vremurile de odinioară. Slănina prăjită pe jar împreună cu pâinea coaptă pe vatră fac deliciul vizitatorilor. Turiștii veniți în Dumbrava Sibiului au redescoperit gustul preparatelor de acum sute de ani. Haideți, doriți să încercați? O bunătate! Bine crocantă! Slănina-i vedeta! Ah, absolut! Am pus. Cum merge treaba? Perfect, perfect! Mai bine de atâta nu se poate! E super! Încet, încet! Treburile bune se fac încet! Întotdeauna tradiționalul bate sofisticatul. Sofisticatul e pentru petreceri, e pentru dineuri. Decât o șuncă cu toate eurile, mai bine o slănină sănătoasă. Pentru mulți a fost prima experiență de acest gen. Trebuie imortalizat momentul, nu? Da, da. Păi ceva inedit.
Nici n-am mai încercat până acum. E prima dată când mănânc slănină prăjită la foc. Chiar foarte bună. Cu ceapă, normal. Prima dată când încerc și chiar e foarte bună. Ce-ți repetați experiența? Cu siguranță. Meniul a fost completat de cartofi noi rumeniți în untură, dar și de alte preparate ale copilăriei. Ce mâncam noi odată? Când nu aveam atâta fast food și atâta junk food în jur, ci mâncam foarte curat și sănătos și ne bucuram de fiecare moment al copilăriei și al gătitului la foc deschis. După ospăți, turiștii au luat la pas aleile din zona muzeului Astra. Aici, casele monument aduse din toate colțurile țării sunt înșirate pe aproape 100 de hectare. I like wood like this. I like the culture. Yes, the gates, the culture, to see the culture, to see the colors of the clothes from the women before, under. Yes, I like it. It's got so much history and so much value in all the things that are here. In this area, the old church. Oh, it's amazing what all is in there. Everything is open. It's much more inviting. There are not a lot of crowds, but there's something for everyone. The fact that it's really like, you know, not in the city, but it's really peaceful. A lot of different houses from Maramureș, from Sibiu, from Transylvania. So yeah, it's quite different and quite beautiful. Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului este al doilea ca mărime din lume. Un balcon devenit viral pe internet pentru felul unic în care arată a ajuns una dintre cele mai căutate atracții turistice din Brăila. Construcția fără ușă de intrare sau podea atrage zilnic zeci de curioși. Postările de pe rețelele de socializare cu celebrul balcon se răspândesc rapid și adună sute de reacții. Balconul devenit vedetă în mediul online se află pe strada Unirii din Brăila. De când s-a viralizat, zeci de vizitatori au venit pentru a face o poză alături de celebra construcție din metal. Eu cred că menirea lui a fost cu totul alta. A fost una adevărată, de balcon clasic, în care și unde era și o ușă. În timp, cred că această ușă a fost zidită și a căpătat dintr-un caracter util, unul amuzant. Caricaturistul Costel Petroșan este cel care a contribuit la viralizarea fotografiei cu balconul. Chiar dacă este într-o zonă absurdului, a comicului, acest balcon, mi-a pus problema cum putem valorifica, fiindcă e un element de imagine. Dacă la Verona există un balcon celebru, am zis că de ce nu și la Brăila? Imaginea publicată pe rețelele de socializare a făcut rapid în conjurul internetului. Până în acest moment, postarea a adunat peste 1400 de reacții și zeci de comentarii care stârnesc amuzamentul. Deci Julieta a murit prin prăbușire. Da, cine v-a lucrat aici? Partea lipsă a fost dată la amanet, pe dreapta. Un grup de elevi din Râmnicu Sărat venit recent în vizită aici nu a putut rata ocazia de a vedea faimosul balcon. Brăilenii au însă păreri împărțite despre construcția inedită. E îngrozitor, adică nu-mi place. Chiar dacă ei fac și o cațină, să-i pună terasă și aia, n-are pe unde să iasă. Pare urât, cum vreau să spune. Ce rol poartă? Și de ce mai el ține? Chestia asta ne face cunoscuți în mediul ăsta, online. Eu de ianuarie, probabil. Localnicii spun că balconul nu a fost incomplet din totdeauna, însă din cauza degradării, podeaua a fost scoasă pentru a nu pune în pericol trecătorii. Clădirea a fost ulterior renovată, dar balconul nu a mai fost refăcut și doar s-a astupat ușa. Imobilul în care se află construcția este proprietate privată, însă proprietarul este de negăsit. Clienții cumpără inclusiv cu privirea, este regula pe care antreprenorii o învață și o aplică indiferent de costuri. Așa că investesc serios în decoruri care să atragă tot mai mulți vizitatori. Cine vrea să facă poze cu scene desprinse din povești se poate transforma ușor și în client. 2-3, o inimioară drăguță. Nu suntem la un studio foto, ci în fața unei cofetării din Timișoara. Prăjiturile sunt aici recompensa finală.
Mi se pare foarte creativ și foarte inventiv. De afară te atrage și îți dorești să știi ce este înăuntru. Este cumva o nebuloasă pentru că nu-ți dai neapărat seama de ce se poate ascunde în spatele ușii. Înăuntru este o ambianță, o stare de bine, de frumusețe. Veronica este pasionată de dulciuri, dar vrea o experiență inedită pentru clienții ei. Împreună cu un designer au pus la punct în detaliu un decor inspirat din povești. Ciupercile acestea sunt făcute manual din polistiren, iar partea interesantă cu ele este că sunt vopsite cu o vopsea specială neon, iar seara, când se aprind reflectoarele, luminează. Deci povestea noastră se vede chiar și noaptea. Culorile și formele îi inspiră pe clienți să facă fotografii și măresc apetitul pentru dulciuri. Ne-am gândit la Alice în Țara Minunilor, nu am găsit nimic care să poată fi cumpărat și montat pe fațadă și atunci absolut totul este creat manual. Până și fața, care este în floare, este făcută dintr-un mulaj pe plastelină și apoi a fost modelată. Florile au fost făcute așa gigantice, pentru că Alice așa le vrea, mare, și închipuie că florile sunt imense. Bineînțeles, decorul de poveste are și un preț pe măsură. Este o investiție considerabilă, depinde de tema aleasă, însă nu am avut un decor care să fie sub 5.000 de lei și maxim a mers până pe la 8.000. Nici Cosmin nu s-a lăsat mai prejos. Ciocolateria lui din centrul orașului are un important punct de atracție, un perete pe care curg între 40 și 50 de kilograme de ciocolată lichidă. E ciocolată? E ciocolată și e foarte bună. Mă atrage. Adică trebuie să fie ceva spectaculos, trebuie să te atragă ceva ca să intri într-o locație până să vezi toate produsele. Investiția a fost una uriașă, dar care aduce profit, ne spune antreprenorul. Un perete de ciocolată pentru că te duce cu gândul că dorești în momentul ăsta să mănci ciocolată și a costat undeva 30.000 de euro prețul de listă. Un pic discount am primit. În Occident, decorarea magazinelor și a vitrinelor a devenit o veritabilă industrie care implică sume din ce în ce mai mari. Ochelarii de soare sunt un accesoriu esențial în sezonul cald, iar specialiștii ne îndeamnă să investim în produse cu lentile de calitate care să ne protejeze de lumina puternică. Care sunt trendurile în acest sezon și ce ochelari de soare au revenit la modă, vedem acum. Cu ajutorul colegii mele, Diana, aici, care este modelul nostru de astăzi, o să încercăm să vă prezentăm câteva dintre cele mai căutate forme și rame de ochelari, dar și cum să alegem cât mai bine o ramă pentru fizionomia fiecăruia dintre noi. Sute de perechi de ochelari de soare fac cu ochiul clienților care se pregătesc pentru vară. Unele au rame colorate, altele sunt în nuanțe sobre. Putem încerca și ceva care e atipic recomandării, și anume mai pătrat, și să încercăm o variantă de soare cu lentilă colorată, care, deși e pătrată și forma feței este tot pătrată, arată în continuare foarte bine. Anul acesta se poartă și ochelarii de soare din zona vintage, cu rame cât mai groase. Ceva mai retro, niște rame colorate, niște rame groase. Dintre toate ramele pe care le-am probat până acum, aș merge personal pe recomandarea aceasta, pe care te rog să o mai așezi o dată pe față, care arată foarte bine. Dar, după cum am observat, și celelalte se așează iarăși foarte bine, deci, într-un final, alegerea va fi tot a clientului. Aceste accesorii se aleg în funcție de fizionomia feței și nu întotdeauna după trenduri. Recomandările pentru alegerea ramelor în funcție de forma feței ar fi, în general, de principiu, să ne alegem o formă de ramă în contrast, adică o formă mai rotundă pentru fețele ceva mai pătrate, o formă mai pătrată a ramei către fețele ceva mai rotunde, un cat-eye pentru formele ceva mai ovale. Însă, pe lângă forma ramei, și tipul lentilei contează. Pe lângă forma ramei este important să alegem și lentila potrivită. Pentru că este vară și soarele este mult mai puternic, este de preferat să alegem lentile cu protecție UV, care ne protejează împotriva razelor nocive. Aceasta are și un tratament tip oglindă, ușor, da? Care să reflecte mai mult lumina din exterior și atunci ne oferă și un aspect ceva mai interesant, dar și o protecție mai mare pentru intensitatea luminii ce vine din exterior. Magazinele de profil au început să înregistreze creșteri în vânzări odată cu sosirea primăverii. Prețurile pornesc de la 150 de lei și pot atinge chiar și 4-5 mii de lei.
Pe timpul zilei este profesoară de canto, iar noaptea se transformă într-o divă. Maria Constantin își dorește să împărtășească din cunoștințele sale muzicale, așa că în timpul liber, cântăreața a decis să predea cursuri de canto copiilor. Foaie verde ca luna seara când răsare luna. Și nu uităm de vibratul ăla care trebuie pus la sfârșit, da? Maria Constantin este o profesionistă desăvârșită. Când nu este pe scenă sau în studioul de înregistrări, artista își petrece timpul alături de viitoarele stele ale muzicii românești, care în acest moment au nevoie de îndrumare. Redies mi... Un pic mai sus. În sala de pregătire vocală a Mariei am întâlnit-o pe micuța Natalia. Copila în vârstă de 9 ani iubește muzica populară, dar și pe Maria, profesoara pe care o vede drept un exemplu demn de urmat. A intrat în atelierul muzical al artistei anul trecut și vrea să facă performanță. Tata și-a dorit de când era mică. Da, și când am ascultat-o mi-a plăcut foarte mult și am început să fac și eu. Maria nu este doar o artistă frumoasă, ci și una talentată. Tânăra își dorește ca fiecare elev cu care lucrează să poată să-i calce pe urme, iar postura de mentor nu este ușoară și vine cu responsabilități uriașe. Dacă ești pasionat de muzică, consider că trebuie să ai câteva noțiuni de bază măcar despre tot ceea ce înseamnă teoria muzicii, despre tot ceea ce înseamnă un dictat, despre un solfegiu la prima vedere. Și atunci asta încerc de fapt să le insuflu copiilor cărora într-adevăr le place muzica și care vor să învețe mult mai mult de atât. De fapt, muzica se predă individual. Doar teoria muzicii și, nu știu, armonie sau chestii de genul sunt predate pentru grup, pentru mai mulți. Dar eu asta fac cu fiecare elev la oră, fac și parte de teorie, iar canto nu există a face la grup. La grup înseamnă cor, înseamnă altceva. La cursurile de canto ale Mariei, fiecare învățăcel este modelat și îndrumat în funcție de abilitățile sale vocale, iar artista ține cont de particularitățile fiecăruia. Are însă o regulă de la care nu se abate. Cu toții trebuie să învețe și teoria. Știi că tot timpul toți oamenii spun, solist de muzică populară, nicio pregătire, niciun studiu, nu nimic. E, uite, tocmai de asta eu am făcut chestia asta. Și vreau să-i învăț și pe alții la rândul meu să știe măcar noțiunile de bază despre muzică. Cursurile de canto pot fi urmate indiferent de vârstă, însă Maria îi sfătuiește pe cei mici să aștepte măcar până când împlinesc 4-5 ani pentru a putea să-și însușească mai bine informațiile pe care le primesc la cursuri. Sol, fa, mi, re. Adică totul este cromatic. Nu ai intervale de terță, nu ai intervale de vartă, gvintă sau ceva mult mai greu, da? Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Până în această seară, la ora 22, avem în vigoare un cod portocaliu de averse torențiale. Regiunile afectate sunt județele Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt și în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Dâmbovița și Prahova. Iar până mâine dimineață, la ora 6, Oltenia, sudul Banatului, Muntenia, Dobrogea și Transilvania sunt sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Vremea se va răcori astăzi în toate regiunile. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în zona Carpaților meridionali. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Vântul va avea intensificări locale în regiunile estice, sud-estice, în extremitatea de vest și la munte, dar izolat, de scurtă durată și în restul zonelor asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia se răcorește simțitor.
Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Termometrul va indica 21 de grade în Târgoviște, 23 de grade în Slobozia. În Transilvania, meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special după amiază. Se vor înregistra 21 de grade în Brașov, 25 de grade în Alba Iulia. În Moldova ne așteaptă vreme instabilă cu precipitații. Termometrul va indica 26 de grade în Galați, 19 grade în Piatra Neamț. În vestul țării, temperaturile sunt în scădere și doar pe arii restrânse va ploua. Maximele ajung la 20 de grade în Reșița, 25 de grade în Timișoara. În Oltenia avem parte de vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Mercurul din termometre urcă la 22 de grade în Craiova, 25 de grade în Turnul Severin. În Dobrogea cerul va fi mai mult senin și doar izolat e posibil să plouă. Valorile termice ajung la 22 de grade în Constanța, 23 de grade în Tulcea. În capitală vremea se va răcori și va fi ușor instabilă. Temporar cerul va avea înnorări, iar după orele amiezii va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. La noapte, cerul va fi variabil, iar minima termică va fi de 13 grade. Mâine, cerul va fi temporar noros, șansele să plouă sunt reduse și se vor înregistra 25 de grade. La munte, vremea se va răcori. Cu precădere, după amiaza și seara, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și izolat grindină în Carpații meridionali, local în Carpații occidentali și izolat în rest. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări locale în Carpații orientali, dar izolat de scurtă durată și în rest, asociate averselor. Vor fi 14 grade în Sinaia, la fel și în Păltiniș. Pe litoral, vremea va fi normală termic și va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, în special ziua, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, în intensificare treptată din timpul după amiezii, dar și asociate averselor. Temperaturile maxime, mai scăzute față de ziua precedentă, vor fi de 22-23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade.